Încercați când stați pe balconul casei sau când stați în ogradă sau sunteți în tramvai sau în gară sau la muncă sau oriunde, să analizați un sărac cu ochiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-l priviți cu ochiul lui Dumnezeu? Uitați-vă la o bătrână care tremură și nu are un leu de pâine. Și du-te și cumpără o pâine și spune că e asta, că uite, pentru mata. Nu-i spune nimic altceva. Vezi un copil, vezi un moșulică de asta care tremură așa, zici că e pus în priză. Să vezi ce vei simți după ce vei face acel mic bine. Și ce vei simți văzându-l și nefăcând acest gest, să vezi cum conștiința ta să-ți bate acolo și spune am fost prea escroc, prea mizerabil, parcă putea să fiu mai bun. Și ai să vezi cum trezești în tine evlavia și credința fără să bați cuie în conștiință sau să o freci cu perea de sârmă să se trezească. Simplu la modul cel mai firesc. Milă voiesc, iar nu jertfă. Nu vrea Dumnezeu 700 de mătănii, nu vrea 10 paraclise, nu vrea 10 acatiste, nu vrea 10 psaltiri pe lună. Vrea ca tu să ai simțul dumnezeesc al milei, când vezi unul de 10 ori mai amărât ca tine, să-i dai un leu, adică nu un leu, o pâine, că banii poate dacă îi dai, îi cheltuie iurea. Dar dacă îi dai la un om o pâine caldă, ai să vezi cât se bucură. Și o să vedeți bucuria voastră sufletească pe parcurs și când ne-o întâlni, o să spun, păi știți că v-am ascultat sfatul ăla și mult m-am bucurat. Dar vouă vă zic, aici dă o regulă mai puternică, ce le spune bogaților și ce le spune apostolilor. Mai lesne va trece un odgon, îi spune camilă, care înseamnă funie în limba lor ebraică, alții au înțeles că e camila care are două cocoașe, luată și așa și așa, e greu să bagi o camilă prin urechea acului și un odgon de vapor sau de corabie prin urechea acului. Mai lesne este să intre prin urechea acului o camilă sau un odgon decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Deci, dacă spune că bogatul zgârcit nu se va mântui, înseamnă că nu e o minciună. Isaia spune, ăsta e postul care îmi place mie, să nu lași văduva să o chinuiești, să nu oprești plata slugii, să nu oropsești pe cel sarman, să dezlegi lanțul nedreptății și atunci ai făcut un post divin și să mănânci pâinea ta împărțind-o cu cel flământ. Și ucenicii s-au uimit foarte zicând, atunci, Doamne, cine să mai mântuiește? Vedeți ce întrebare grea? Aș pune întrebarea, cine se mai mântuiește? Și psalmistul ne dă răspunsul în psalm. Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nici nu s-a jurat în deșert Dumnezeului său. Adică când ai spus la botez, mă lepă de satana și de toate lucrurile lui și de toată trufia lui și de toată slujirea lui, chiar leapădă-te, Domnule, nu-l sluji degeaba fals și spre o sândă. Iisus i-a privit pe apostoli și a zis exact ce v-am spus eu când a început Evanghelia. Dacă la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Toate se pot celor ce vor crede. Toate sunt cu putință dacă crezi în Dumnezeu. Și să devii din bețiv nebețiv și din fumător nefumător și din desfrânat nedesfrânat și din zgârcit milostiv și din lacom blând și bun și din răutăcios om omenos. Deci toate se pot face prin credință. Credința mută munții. Munții de păcate, munții de patimi, munții de pofte și munții de răutate. În momentul când te temi de Dumnezeu și îl iubești pe El, nu poți face rău semenului tău. Amin și Doamne ajută! Amin.